Cea de-a doua zi de audieri parlamentare pentru viitorul guvern Orban, miniștrii programați pentru astăzi trec prin testul comisiilor de specialitate ale celor două camere reunite. După ce ieri am asistat la un circ ca la ușa cortului provocat de ministrul demis Eugen Orlando Teodorovici, astăzi lucrurile par a se fi domolit. Poate socialdemocrații au înțeles că scandalul nu este soluția cea mai eficientă pentru a demonstra că viitorii membri ai cabinetului Orban nu au expertiza necesară pentru a conduce ministerele unde sunt propuși. Și astăzi audierile au început la ora 9 dimineața și continuă și în acest moment. Avem și informația de ultim moment. Ion Ștefan, ministrul propus la dezvoltare, a primit aviz negativ din partea Comisiei de Specialitate din Parlament. Vom afla detalii despre ceea ce s-a întâmplat în Comisia de Dezvoltare. Vă reamintim, este cel de-al doilea ministru care a primit vot negativ. Luni va fi testul suprem pentru șeful PNL, votul de investitură în Parlament. Vedem ce se întâmplă la Casa Poporului imediat în emisiune, când vom comenta și ceea ce s-a întâmplat ieri, tot în Parlament. Permiteți-mi să vă prezint și invitații mei de astăzi. Liliana Năstase, senior editor B1 TV. Lili, mulțumesc foarte mult pentru prezență. L-așteptăm și pe Cătălin Rădulescu, deputat PSD. Am adresat o invitație și Național Liberalilor, astăzi nu ne-au onorat. Eu sunt Aneta Sângerzean, începe Talk B1 chiar acum. Domnule viitor ministru, am și eu o întrebare. Robert. La Ministerul Dezvoltării respins, face declarații acum în Parlament. Am beneficiat de un tir de întrebări mai puțin prietenoase, dar un ministru trebuie să reziste și asemenea întrebări. Deci eu sunt un cetățean care respect legea și voi respecta în continuare legea. Am plătit în ultimii 5 ani taxe la bugetul statului de peste 97 de milioane de lei, peste 20 de milioane de euro, în situația în care primăria municipiului Focșani va reuși, în discuție e mult trâmbițată acasă, va reuși să emită un act de impunere din care să rezulte că am de plătit acei 1.500 de lei într-un an de zile, o voi face obligația mea de cetățean să-mi achit taxele. Le-am achitat, nu am știut despre această taxă, în situația în care primăria orașului Focșani va emite, așa cum mă repet, actul de impunere, îl voi achita, este obligația mea de cetățean. Am plătit toate taxele și le voi plăti în continuare. Am plătit, și mă repet, 97 de milioane de lei în ultimii 5 ani. Dacă nu de... 97 de milioane de lei, reprezentând 970 de miliarde de lei bani vechi. Bani pentru firma. Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți că acești bani au fost aceste taxe plătite de firmele care pe care le-am construit, au fost truda muncii a unor angajați. Deci angajații din mediul privat sunt cei care au generat aceste taxe. Aveți emoții, domnule ministru? Deci am emoții pentru angajații firmei Balcanic, oameni care au muncit în ultimii 20 de ani și au văzut că omul care de-a lungul anilor a trâmbițat și a vorbit, s-a bătut cu pumnul în piept ca să vorbesc românește și pentru familia mea de acasă, că este un bun plătitor de taxe și că el de fiecare dată și achită taxele la bugetul statului, s-a trezit că nu e un bun plătitor. Eu vreau să vă spun că, și mă repet, că taxele pentru mine au fost dumnezeiești. De fiecare dată compania care am construit-o și a plătit, și familia mea și a plătit taxe. Aceste argumente le-ați folosit în interiorul comisiei, aceste argumente le repetați și acum. Totuși, cum vă explicați faptul că, spre deosebire de alți colegi liberali care au primit voturi, inclusiv de la PSD și Pro-România, în alte comisii parlamentare speciale, dumneavoastră nu ați reușit să-i convingeți pe aici vă pot răspunde că a fost comandă politică, a fost o execuție politică. Aș vrea să vă răspund dumneavoastră. Îmi place întrebarea. Să știți că eu vin dintr-un județ că este vizat până în sângele, până nu sânge, în măduva oaselor. Aș vrea să înțelegeți că județul Vrancea nu e așa cum pare de la distanță. Și activitatea desfășurată de mine
în ultimii 4 ani a generat multe nemulțumiri în rândul PSD-ului de la Vrancea. Astăzi, aici, în cadrul comisiei, nici nu mă așteptam ca vreun membru al Partidului Social-Democrat să-mi acorde vreun vot. Deci aș vrea să înțelegeți că relația mea cu acest partid este aproape de zero. Eu aș vrea să înțelegeți că eu, și mă bucur că sunt acum în posibilitatea de a da o declarație, eu nu dau mâna cu Marian Oprișan. Nu am dat mâna cu Marian Oprișan fizic. Și așa că trebuie să înțelegeți că tot PSD-ul, cu mic, cu mare, este hotărât să ascult. Vă retrageți după urma avizului negativ? Dați-mi voie că trebuie să plec la altă comisie. Dacă aveți să-mi puneți întrebări, vă stau la... Ar însemna să-mi neg toată cariera politică de 30 de ani, nu accept evaluarea pe care o face PSD-ul pentru un candidat de ministru pe care l-am propus. A fost un vot politic, iar modul în care a decurs audierea a arătat că, de fapt, a fost pregătită în detaliu și a avut scopul de a determina acest vot negativ. După cum deci asta înseamnă că nu retrage niciun ministru, mergeți la votul de încredere cu miniștri care au avize negative. V-am spus că nu accept evaluarea pe care o face PSD. Votul a fost un vot politic, clar. Nu accept ca Olguța Vasilescu, ca Rădulescu Mitralieră să fie cei care să stabilească capacitatea unui candidat de ministru din echipa mea de a face reforme în ministerul pe care îl propun și de a putea duce la bun sfârșit programul de guvernare pe care l-am prezentat în fața Parlamentului. Acest vot politic nu se poate repeta luni în plenul reunit? Ce veți face să nu se repete? Cu siguranță veți vedea că votul de investitură în plen este determinat de discuțiile pe care le-am avut atât cu partenerii noștri care susțin investirea guvernului, cât și cu parlamentarii cu care am avut discuții și care vor sprijini guvernul. Practic astăzi, exact cum s-a întâmplat și în cazul domnului Câțu, dacă vă aduceți aminte, astăzi, din cauza faptului că în comisiile de administrație ale celor două camere există o majoritate PSD, astăzi și-au impus această majoritate la vot. Nimic altceva. Această majoritate din comisiile PSD este majoritatea care l-a investit pe un ministru care n-a fost în stare să câștige primăria orașului din Bistrița în care a candidat. Mă refer la domnul Suciu. L-a investit pe domnul Stănescu în funcție, funcție și ca atare nu acceptă valoarea. În ceea ce îl privește pe colegul meu, pe domnul deputat Ștefan, care este candidat la ministru, este un om care a pus pe picioare de la firul ierbii o afacere care a generat dezvoltare în comunitatea locală, care, prin afacerea pe care a pus-o pe picioare, a generat locuri de muncă, a plătit taxe și impozite la bugetul de stat, iar în ceea ce privește povestea casei, vă spun eu, cu subiect și predicat, care e povestea casei. Recepția lucrării și stabilirea valoarei din impozitare trebuia să o facă primăria prin direcția de taxe și impozite. Cu siguranță, acest caz m-a făcut să mă gândesc dacă nu cumva această situație există în municipiul Focșani în foarte multe cazuri, pentru că direcția de taxe și impozite nu face evaluările proprietăților și nu are capacitatea de a stabili cuantumul real al taxelor și impozitelor. În ceea ce îl privește pe domnul deputat, am stabilit foarte clar. În primul rând, trebuie să rețineți că domnul deputat Ștefan și-a plătit toate impozitele care i le-a solicitat primăria Focșani. Domnul deputat Ștefan a spus foarte clar, în momentul în care vine impunerea
cu creșterea valorii și evident cu penalitățile și majorările aferente, care nu i se datorează neapărat domniei sale, ci faptului că primăria nu a făcut evaluarea corectă și nu a stabilit valoarea impozitului la valoarea imobilului respectiv, deci își va plăti toate datoriile pe care le are la bugetul local, domnul prin intermediul impozitului pe proprietate. Ați fost mulțumit de prestația domnului Ion Ștefan astăzi în cadrul comisiei? Trebuie să vă spun că în ceea ce privește pregătirea programului, ceea ce privește toate ideile pe care le-a prezentat, în ceea ce privește capacitatea de a îndeplini obiectivele din programul de guvernare, am încredere deplină în domnia sa. Faptul că în mod evident a fost emoționat pentru că nu a participat niciodată la o astfel de execuție politică cum i-a pregătit majoritatea PSD, evident că, într-o oarecare măsură, ea afectat. Da, să știți că Partidul Național Liberal în județul Vrancea a obținut 37% la europarlamentare și a administrat o înfrângere. Are experiență cu oamenii, nu cu reprezentanții PSD, care sunt disperați că există riscul ca la conducerea Ministerului Dezvoltării să existe un om corect, să existe un om care să nu mai înghită toate alocările de resurse subiective, să nu mai înghită facturile umflate, să nu mai înghită toate procedurile viciate pe care le-au generat reprezentanții PSD la conducerea Ministerului Dezvoltării și care, într-adevăr, să aibă capacitatea să evalueze proiectele de dezvoltare locală în mod obiectiv și nu să repartizeze sumele pe ochi frumoși în funcție de coloratura politică. Despre asta e vorba. Și în alte comisii. Cum vă explicați faptul că în alte comisii, în acest moment, cei de la PSD și cei de la Pro-România PSD, au fost ministrii dumneavoastră? PSD are... cred că 1600 și ceva de primar, și își imaginează că dacă creează probleme candidatului la funcția de ministru al dezvoltării și încearcă să vulnerabilizeze această candidatură, ar avea vreo șansă să împiedice ca la Ministerul Dezvoltării să ajungă un om corect, un om care să aloce resursele pe bază de priorități și în baza unor criterii obiective, și din cauza asta au generat toată această tensiune. Nu mi-ați explicat cum la ceilalți miniștri PSD, unii de la PSD și alții de la Pro-România, cred că această întrebare ar trebui să o puneți parlamentarilor PSD și comisii, tot parlamentarii PSD au părăsit sala tocmai ca să vă lase ca să dați avize pozitive, domnule Orban. Asta este prezența la vot a fiecărui parlamentar, este decizia fiecărui parlamentar în parte. A fost o decizie politică, domnule Orban, hai să-mi ce decizie politică? Să părăsească sala ca să dea avize pozitive. Asta este, dacă ei au luat decizia să nu participe la vot, este decizia și dreptul lor. Bun, dar această decizie legată PSD-ul nu este poate în urma unor discuții pe care le-ați purtat pe fiecare ministru cu PSD și cu Pro-România? Vă dați seama că la nivelul ceea ce ne privește, n-am discutat instituțional cu PSD. Ludovic Orban, președintele Național Liberalilor, stimați telespectatori, declarații după ieșirea de la audierile lui Ion Ștefan, ministrul propus la Ministerul Dezvoltării, un vot negativ, aviz negativ pentru Ion Ștefan în comisiile reunite pentru administrație publică. În legătură telefonică directă cu noi este Cătălin Rădulescu, deputat PSD. Vă mulțumesc tare mult, domnule Rădulescu, nu ați mai ajuns la emisiune și am zis să vă sunăm, să ne spuneți ce s-a întâmplat în comisie. De ce nu l-ați avizat pozitiv pe domnul Ștefan? Să rămân, îmi pare rău că n-am ajuns, să făcea mare plăcere să fiu în studio. Dar din cauza că eu a trebuit să fac parte din cele două comisii și să pun întrebări, n-am putut, dar vă promit că data viitoare voi fi acolo. Acum, știți ce se întâmplă? În viață, l-am auzit pe domnul Orban acum pe telefon. Dacă nu te pricepi și nu știi, mai bine să taci din gură că vorbești prostii. Și acum vă argumentez de ce spun asta. Domnul Orban spunea că domnul Ștefan e un om de bună credință, un mare om de afaceri. Nimeni n-a contestat calitatea dânsului de om de afaceri. Noi discutăm aici de calitatea unui om care trebuie să fie integru, care trebuie să respecte legea și trebuie să aibă o transparență în fața mediei. Și atunci, faptul că dânsul, așa cum spunea domnul Orban, a plătit o taxă pe ceea ce a calculat primăria, este corect. Numai că domnul Orban omite, ca să nu spun că minte, că nu-i frumos, omite să vă spună că primăria, orice primărie, calculează în funcție de ce suprafață îi dai tu.
Nu vine primăria să-ți calculeze ție suprafața casei. Tu te duci și declari o suprafață a casei, după care îți calculează în funcție de suprafața casei impozitul respectiv. Domnul Ștefan a făcut fals și uz de fals în declarații și în scrisuri, foarte clare, foarte simple, pentru faptul că a declarat în loc de 76, adică în loc de 523 de metri, chipiți-vă diferența, o suprafață de 76 de metri, spunând că acum 19 ani nu știa că trebuie să declare, că nu știa că trebuie să meargă la primărie, că dacă vine primăria la el ca să îi calculeze, să-i măsoare. Deci asta e o prostie fenomenală. Ca să vedeți în continuare falsul și uzul de fals în declarații și în scrisuri, nu numai că a declarat o suprafață mai mică a casei, dar a declarat și un număr de membri de familie, adică tu chiar așa prost să fii să nu știi când membri de familie ai. Numai puțin, domnule Rădulescu, acesta este motivul pentru care l-ați respins pe domnul Ștefan în comisie? Nu, au fost peste 100 de întrebări puse de către colegi. Eu vă spun ce m-a interesat pe mine din punct de vedere al faptului că am mințit în fața presiei, în fața națiunii, și domnul Orban spunea că trebuie să vină o persoană acolo care să fie integră. Păi cum este integră o persoană care își ascunde suprafața casei și numărul de familie, membrii de familie, ca să plătească mai puțin? Spune, deci va deranja și acest lucru. Suprafața casei o calculez prin cadastru, nu? Dacă dânsul a prejudiciat bugetul local cu 51.337, adică 10.000 de euro, eu știu că pe cineva acum câtva timp pentru 3.000 de euro a fost băgat în pușcărie, altul pentru 51, adică pentru 10.000 de euro. Și se spune că, domne, am greșit, păi să schimbe codul penal, asta i-am spus eu astăzi. Domnul Orban, dacă tot vă apărați penalii, schimbați codul penal și atunci când unul greșește. Dar să spună am greșit, domne, să nu intre pușcărie, să nu pățească nimic și tot românii o să greșească. Sau dumneavoastră când greșesc, nu trebuie să plătească și alții trebuie să plătească. Adică nu te mai este această chestiune că trebuie să fie toți egali în fața legii. Deci, nu spun că la toate întrebările dânsul a dovedit faptul că este nepregătit. Probabil e un bun om de afaceri. Nu comentează nimeni chestiunea asta, dar nu înseamnă că un bun om de afaceri poate să fie un bun manager a unui minister. Deci n-aș știu să răspundă la marea majoritate a întrebărilor. Nu puse numai de PSD, nici de colegii de la Pro-România, n-au fost mulțumiți, nici colegii de la USR. Care a fost ponderea voturilor, domnule Rădulescu? Păi, au fost 19, să vă spun exact, 19 la 16. Deci 19 au fost împotrivă, 16 au fost pentru. Și restul? S-au abținut? Nu s-a abținut nimeni, au fost pro și contra. A doar atâția membri au fost în sală. În comisie. Bun, domnul Orban vă acuză de faptul că majoritatea PSD a pregătit pentru aceste audieri o execuție politică. Puteți să confirmați acest lucru? Ați avut un plan în acest sens? Și dumneavoastră, care sunteți oameni de presă redutabili, ar trebui să, când spun o astfel de prostie, să ieșiți într-un fel să-i dispuneți, să-i aplicați o lovitură domnului Orban, pentru că asta ar fi însemnat ca să executăm pe toți candidații de miniștri. Ori noi până acum am trecut vreo 7 candidați și am picat 2. Păi cum adică? Adică chiar vrea și pe toți care sunt nul și ne-a venit să-i trecem. Păi nu se poate așa ceva. Dar pe celelalți 7 care au fost ok, am trecut. Hai să fim foarte... Adică când vii să vorbești prostii în fața națiunii, trebuie să te asumi astfel de prostii. Cum să fie execuție când 7 au trecut până acum? Ca să ne spună și nouă, domnul Orban, poate știe altă limbă decât o știm noi. Da. Nu poți să treci pe unul care habar n-are în domeniul respectiv și care are și probleme de integritate. Da. Eu înțeleg că între dânsul și domnul Orban e o relație de prietenie. Probabil că dumneavoastră în următoarele zile veți afla mai multe și pe unde e domnul Orban angajat și așa mai departe. Dar lucrurile astea trebuie să le aflați dumneavoastră și cu ajutorul altora. Păi dacă știți, spuneți-ne dumneavoastră unde e angajat. Așa pe surse am auzit că ar trebui cineva să întrebe pe unde este angajat domnul Orban ca să vedeți niște legături. Asta trebuie să o afle media, nu noi. Da, facem audieri. Vă mulțumesc, domnule Ștefan Rădulescu, pentru... Vă mulțumesc pentru intervenție baftă acolo la audieri. Cătălin Rădulescu a fost deputat din partea Partidului Social Democrat. Vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care comentăm acest subiect. Rămâneți alături de noi. Am revenit în direct. Lili Năstase, vreau să comentăm
puțin ceea ce s-a întâmplat astăzi în Comisiile Reunite pentru Administrație Publică. Credeam ieri că doar domnul Câțu reprezintă o problemă pentru socialdemocrați și că s-a oprit pesediștii la acel circ creat ieri de Eugen Orlando Teodorovici. Iată, domnul Ștefan a vis negativ în Comisiile Reunite pentru Administrație Publică. Motivele le-am auzit, invocate de domnul Cătălin Rădulescu ceva mai devreme. Bine, domnul Cătălin Rădulescu a spus un motiv pentru care nu l-au respins pe domnul Ion Ștefan, pentru că nu cred că membrii PSD sunt în măsură să respingă pe cineva din cauza unei posibile, să spun, incompatibilități, că așa spune domnul Rădulescu, că s-ar numi acest lucru, că ar fi declarat o casă mai mică decât o avea. Bineînțeles, au posibilitatea să facă o plângere penală la parchet domnii de la PSD, dar oricum, repet, nu sunt în măsură să vorbească despre astfel de situații. Dacă nu, asta ar fi fost problema sau dacă ar fi existat acest dosar, cu siguranță că nu ar fi fost nominalizat. Acum trebuie să recunoaștem că și domnul Ion Ștefan, mă rog, a avut niște declarații dincolo de casă, că i-ar fi ieșit casa așa, că a greșit un constructor când a pus o bară. A pus, adică, o bârnă și a ieșit un etaj, da, mai pe scurt. Și cum, da, pui o... vrei să faci un butic de cărți și să-și o școală. Nu știu ce să spun. Deci, din punctul ăsta de vedere, însă, repet, aici, în comisiile de specialitate, sunt audiați miniștrii tocmai pentru a vedea dacă au habar despre portofoliile pe care urmează să le ia în primire în eventualitatea votării guvernului. Însă, având în vedere că noi am fost conduși de domnul Andrușca la economie și de alte personaje de acest gen, nu cred că ar fi niciun fel de problemă, pentru că... Păi ar fi un fel de problemă, Lili, de ce spun? Pentru că domnul Orban s-a lăudat cu guvernul domniei sale că este unul de oameni competenți, curați ca lacrima, care nici usturoi n-au mâncat, nici gurile miroase. Eu nu știu cine este domnul Ion Ștefan, îmi pare foarte rău pentru acest lucru, cred că cei de la PSD știu, pentru că totuși, dincolo de criticile pe care le aducea domnul Cătălin Rădulescu, spunea că ar fi un bun manager. Ori, ministru, bineînțeles că trebuie să fie un bun manager, pentru că în cazul în care vrei miniștri specializați, atunci lucrurile se complică puțin, pentru că atunci un Andrușca n-ar fi ajuns niciodată nici măcar în Consiliul Local din Piatra Neamț, nu mai vorbesc Ministrul Economiei, pentru cine știe ce înseamnă Ministerul Economiei, unul dintre ministerele cu cei care gestionează cei mai mulți bani și cele mai mari întreprinderi din România. Iar Ministerul Dezvoltării, de asemenea, este un minister foarte, foarte important și care gestionează, de asemenea, sume foarte mari de bani. Votul, bineînțeles că este unul politic, nu poate să conteste cineva acest lucru, pentru că se dă în Parlament și se dă pentru o numire politică. Este un vot consultativ, pentru că premierul desemnat în cazul de față, Ludovic Orban, poate să țină sau nu cont de avizul Camerei pentru miniștri. Cred că va merge în continuare cu Florin Cățu luni în Parlament. Nu știu dacă îl va schimba pe domnul Ion Ștefan. Mai departe, restul miniștrilor au primit un aviz pozitiv. Trebuie să spunem că în Comisia de Administrație Publică majoritatea membrilor sunt PSD. Ori nu ne-am fi așteptat nicio secundă ca vreun membru PSD să vină să-l voteze pe domnul. Bine, a fost o încercare așa. Da, spuneau socialdemocrații că au fost persoane care au fost avizate pozitiv. Numai puțin, le luăm din nou publicitate și revenim în 2-3 minute, continuăm discuțiile. Direct, Lili Năstase, primul hop se termină astăzi, da, pentru Național Liberal. Urmează câteva zile de liniște plus weekendul și decisiva, dacă vrei, se întâmplă luni. Da, zilele nu știu dacă vor fi neapărat de liniște. Astăzi urmează să dea un aviz domnului Aurescu. Înțeleg că va fi un aviz pozitiv. Ar fi chiar culmea să-i dea domnului Aurescu cineva un aviz negativ. Domnul
Predoiu, care a mai ocupat funcția de ministru al justiției, deci nu cred că e cazul și să primească vreun aviz. Care... Deci, mai departe, toți vor avea un aviz pozitiv. Dar, repet, este, nu este important asta, pentru că probabil se așteptau. Domnul Cîțu doar este un dușman declarat, să spun, de ambele părți. Al socialdemocraților. Și luni ce se va întâmpla în prognostic? Vor mai avea loc negocieri în aceste zile, pentru că matematic, aici e clar de matematică, câți au acceptat și câți nu. Deocamdată Pro-România nu a acceptat, iar PSD-ul alături de Pro-România și minorități au mai mult decât ar fi trebuit sau cât ar avea PNL-ul alături de partidele cu care deja a negociat USR, PMP, UDMR, nu am înțeles cu exactitate dacă au încheiat acel protocol scris, însă ce condiții poate să ofere, să spun, pe un termen scurt și mediu Ludovic Orban, pentru că vorbim despre un guvern care nu poate să subziste mai mult de un an. Ei în total ar avea vreo 227 de voturi, însă este posibil ca PSD-iști independenți să voteze guvernul Orban, astfel încât el să treacă, fiind necesare, ca și la moțiunea de cenzură, 233 de voturi. Mulțumesc foarte mult, Liliana Stase, pentru prezență și comentarii. Acesta a fost OB1 de astăzi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenție. Sunt Aneta Sângiorzan. Vă aștept mâine la ora 13 pentru noi dezbateri. Stați pe B1 TV. La fix, Gențiana Coman va duce știri proaspete. Numai